1 Samuel 15. Samuel a zis lui Saul: Pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e al lui, să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Saul a adunat poporul și l-a numărat la Telaim. Erau 200.000 de oameni pedeștri și 10.000 de oameni din Iuda. Saul a mers până la cetatea lui Amalec și a pus niște oameni la pândă în vale. Și a zis cheniților, duceți-vă, plecați și ieșiți din mijlocul lui Amalec, ca să nu vă prăpădesc împreună cu el, căci voi v-ați purta cu bunăvoință față de copiii lui Israel când s-au suit din Egipt și cheniții au plecat din mijlocul lui Amalec. Saul a bătut pe Amalec de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului. A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul sabiei. Dar Saul și poporul au croțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun, n-au vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis: Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și au venit și i-au spus: Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință, apoi s-a întors și trecând mai departe s-a pogorât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: Fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis: Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul a răspuns: Le-au adus de la amaleciți, pentru că poporul a grăzat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jerfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-au nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul: Stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis: Vorbește! Samuel a zis: Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semeților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând: Du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți, războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel: Am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea în care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag împăratul lui Amalec și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Samuel a zis: Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel: Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Samuel a zis lui Saul: Nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat de pulpana hainei și s-a rupt.
Samuel i-a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pare rău. Saul a zis iarăși, am păcătuit, acum, te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Samuel s-a întors și a mers după Saul și Saul s-a închinat înaintea Domnului. Apoi Samuel a zis, adun pe Agag împăratul lui Amalec. Și Agag a înaintat vesel spre el căci zicea, negreșit a trecut amărăciunea morții. Samuel a zis, după cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei. Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului la Gilgal. Samuel a plecat la Rama și Saul s-a suit acasă la Gibea lui Saul. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel.